Toată lumea și bine m-a regăsit la un episod de Minecraft. Hai să continuăm ce ne-am propus aici să facem. Deci, hai să facem ușa automată. Cred că mi-a venit și ideea. Cum o să facem? Ceva de genul o să fie. Și dacă o deschide acum, ne-am făcut ea. O deschide. A, la etate, am terminat instalația. Avem domnii instalatori. Ceva de genul o să fie. Aici o să avem o problemă. Vedeți? Asta e problema. O să fac așa. Cred că am o idee bună. Cred că s-ar fi o idee bună. Ia să deja. Distrugem aici un pic instalația. Punem levelul un bloc mai încolo. Aici o să fie levelul. În noua instalație. Aici mai genul. Să mai să punem câteva chestii în chest. Care nu avem nevoie de fapt dată. Aici o să fie nou level. Nou level cum e aici. E aici, stai așa. Aici. E aici. E în dreptul furnalului sau în dreptul ca... Da, e în dreptul. E aici. Deci. Facem așa, să dea comanda. Și asta rupem, că trebuie să meargă comanda acolo. Ia să vedem. Dacă merge. Nu merge. Ia să vedem ce nu merge. Deci vine, i-a prins. Wow, nu prinde comanda aici. Mai un bloc în sus. Să ajung acolo. Și acolo poate pot să pun un step. Aici. Ceva de genul oare? Ceva oare? Sau chiar așa o să fie? Ia stați. Fie destul de complicată. Nu merge. Mai o secundă ceva. Ceva de genul are să fie ca un fel de suport pentru chestia asta, pentru manetă. Ce mare așa. Și prinde comandă. E așa o să fie. Suport, suport. O să fie ca un fel de suport, da. Va foarte bine. Și gata. Am făcut mecanism. Aici se vede ceva? E ceva care nu am acoperit? Nu. Ia uitați-mă, fraților. Ia. E suport pentru manetă. Deschidem ușa. Închidem ușa. Perfect. Deci, acum o să deschidem ușa. Și mecanismul merge chiar foarte bine. Deci, am reușit să facem un mecanism aici. Nu se vede nimic. Nu se vede nimic. Ah, tavanul l-am terminat. Deci, ne-am plănuit din episodul trecut să facem tavanul și l-am mai făcut. Gata, l-am făcut. Arată foarte frumos și chiar mec... Gata. Și arată mai frumos. Mecanismul chiar cum mi-am plănuit-o și chiar cum mi-am plănuit. Adică să nu se vadă încolo așa urât. Știți, aici e un dirt. E un dirt? Nu, are ce arată frumos. Chiar am făcut foarte frumos acolo și... Opa. La o comandă nu a mers. Asta m-a îngrijorat puțin, dar cred că o să meargă. Părerea mea e... Opa. Părerea mea e că o să meargă ea. Da, părerea mea e că o să meargă și... Știi ce aș mai vrea? Să fac tot din casă să fie la comandă, adică să am buton pentru fiecare chestie. Adică am pressure plate-uri de astea la ușă, am manetă la ușa aia, acum mai facem o ușă aici, la mină. Lasă așa un pic, permiteți să mai fac o ușă, de fapt am o ușă aici. Perfect. Mai facem o ușă aici. O să o punem fix aici și o să-mi fac ca un fel de control panel, adică o să fac aici mai mult, adică distrugem astea, trecea mult. Facem aici ca un fel de control panel, o să am multe manete. O să am o idee genială, o să dureze câteva episoade bune, dar am o idee foarte genială, bă, fraților. Fiți atenți. Perfect. Fiți atenți. Ușă subsol. Ușă, mină, mină, ușă, tăi, trapă, turn. Și o să fie câte o manetă aici, în care fiecare manetă are câte o comandă. Bravo, Raul, te-ai gândit foarte bine. Chiar ne-a trebuit, deci tot ăsta, tot redstone-ul ăsta,
au avut succes, adică chiar ne trebuie, dar va trebui să distrugem înapoi instalația. Și va trebui să distrugem instalația din nou. Sper să fie posibil să fac chestia asta, dar n-are cum să nu fie posibil. Nu există nimic imposibil. A, trebuie să facem rost de tot ăsta. Perfect. Cum o să facem? Aici o să fie... Aici o să fie ca un fel de cameruță mică de la control panel, adică... Las prindeți voi ce vreau să fac. Ah, nu, aici, stați. Ceva de genul. Vedeți? Și facem așa. Și pe din afară, pe aici, o să putem intra în cameruța de la control panel. Punem ușa și aici, stați așa un pic. Asta o să, nu o să fie ușa automată, da? Nu o să fie ușa automată. Deci nu o să facem ușa automată, că deja prea multe uși automatice. O să facem pur și simplu o ușă normală care o deschis cu mâna. Că deja prea multe ușa. Dar oricum, vreau să fie casa, vreau să intrăm în tehnologie direct. De la episodul 8 sau cât e acum, cred că episodul 8. Episodul 9 chiar. Perfect. Deci, aici sunt cele 3 manete, cred. Nu, sus sunt cele 3 manete. De fapt, stați așa un pic, prindeți-mă, unde sunt cele 3 manete? Nu știu unde sunt. Așa. Aici o să fie, la mijloc sunt cele 3 manete. Deci, la mijloc. Acolo sus, construim înapoi. Și... luăm asta. Perfect. Deci... aici sunt cele 3 manete. Perfect. Ce pare genul? Ducem control panel-ul mai lung un pic. Perfect. Acum. Să avem mici probleme. Ușa de la casă o să rămână... o să rămână normală pentru că... o să se întâlnească la mijloc și nu o să putem. O să facem altă manetă pentru ușa la casă, mai târziu în serie, pentru că de-abia am început seria, am câteva episoade, deci deja vreau planuri foarte mărețe, dar nu, nu o să putem, m-am prins acum de ce. Deci maneta de la mijloc nu o să existe. Ușa mină, de fapt, ar trebui să existe toate. A, am o idee de alt mecanism, stați așa, stați așa, băieți, că se rezolvă. Deci, ușa mină o să fie aici, jos. Uitați, să fac cele 3 manete. Invers. 4 manete chiar. Aici ar fi frumos să construiesc înapoi, deoarece... da. Totul e construit înapoi și aici, la fel, totul. Da, perfect. Deci, avem alte planuri, se schimbă planurile, știți. Deci, ușă mină, trapă-turn. Trapă-turn o să fie foarte greu să facem. De fapt, stați. Trapă-turn o să fie aici. Și ar trebui să vină pe aici. Trapă-turn o să fie aici. Ca să nu fie chiar, să nu fie foarte greu să fac, știți. Deci, trapă-turn o să fie aia. Acolo. Să stați să și fac. Bă, să nu fac câteva chestii aici în chest, că nu o să am loc în inventar. Trapa turn se face... cum se face o trapă de turn? Așa! Și punem acolo. Urcăm. Vedeți? Și după aia o închidem. Da, o să deschidem din ăsta. Perfect! Haideți să facem... Deci, astea două vin pe aici, ăsta vine pe aici. Opa, se întâlnesc, nu-i bine. Cam o idee mai bună decât asta. Prelungim un pic control panel-ul. Facem cam așa de lung. Și chiar o să am priveliște să văd aici cum merge mecanismul și chestii. Foarte frumos, ia stați. Chiar o să am priveliște la mecanism. Ia. Da, mai ești nebun, am privit și la mecanism. Da, nu contează. Deci. Stați așa un pic. Perfect, deci. Astea trei principalele. Cum o să facem? Maneta vine în coa. Asta, care e maneta? Stați așa, trebuie să memorăm.
uitați așa. Screenshot. Așa, 100, a făcut data la 100. Roaming. Minecraft. Screenshots. Perfect. Ne uităm la screenshot să fim siguri că memorăm totul corect. Punem acolo în colț. Perfect. Am pus screenshot-urile. Deci hai să vedem acum cum facem. Asta e ușa subsol, ușa mină și ușa trapă. Trapă turn, pardon, ci că ușa trapă. Deci asta e... Ar trebui să schimb asta să fie mina, deoarece o să fie mai foarte greu să fac la mijloc mina. Deci trapă turn și ușa mină o să le schimb. Trapă turn. Ușa mină. Și, fraților, cred că o să episodul numărul 9. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să mai lăsați acolo propuneri în comentarii. Ce vreți să mai vedeți în episoade, pentru că eu sunt capabil să fac orice posibil pe survival. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye!